altro oggi vi nuovo che se l'on episodio in serie nostra de brasa hai duci lor bon vale perfetto questo va più un episodio mai mul de plimbare che non mai trappo server de vro facciamo ci va calbano colo bă, ăștia sunt nebuni, ăștia și-au dormat. Ok. Vreau mai mult să mă plimb pe server, vreau să văd ce au mai făcut băieții. Vreau să vizitez cam fiecare bază. Pentru că, bă, am dus-o foarte prost cu timpul. În ultima vreme n-am avut timp să fac mai nimic. Și, da. Adică ați văzut și voi că nu prea au procesat mai de nimica. Ce a apărut așa, ba, au fost filmate înainte și am mai adăugat câteva faze, ba, ceva de asta și-a scoase în arhivă. Cum s-ar spune, văd că pe la spawn băieți s-au pus pe reconstruit astea pe aici. Oh, au schimbat semnul ăla sobradu. Dar arată mai bine cu pe ăla, galbenul, portocaliu ăla așa. Ok, ia să vedem pe aici shop-uri, Dragonel, tot Dragonel a rămas, Ciunciu e la fel. Alex, sunt curios dacă și-a deschis shop-ul ăla de restul, că știu că se lăudă la mine într-un timp. Că bă, am deschis. Au, ok, ce chestie. Da, Buhai, ok. Și aici... cred că așa era. Ups. Ok. Tare, tare, tare. Paper. Deci pot să dau un paper și primesc... Vai, cât de enervant deschis chestia. Mă rog, lasă-l așa. Nu contează. Bănuiesc venim pe aici, altceva, opa, și-au făcut pe aici și pe partea cealaltă un semn. Văd că am mai continuat aici blue drumul, sau mi se pare mie? Cred că l-am mai continuat un pic. Țin minte că parcă era oprit pe aici, pe undeva. Au făcut și pe partea asta, sobradă, nu? Normal. Bun, pe aici la blocuri văd că blue n-am mai făcut nimic și nici eu, de asemenea. Mă, am văzut ceva pe Discord de la băieți că au făcut ceva zonă de Crăciun. Vreau să văd ce manevră au făcut. Sunt curios și unde e. Presupun că în canal n-am mai făcut nimeni nimic. Hai să vedem. Hai să mergem în... Nether. Mai întâi. Și să mergem frumos la... Parcă pe aici era. Nu știu, țin minte că parcă încoace aici blocă, e pe tunelul de nisip. Opa, ce e aici? Ice Spike Biome, ok. Ah, cred că asta e. Păi, 100% ăsta e, la ce culori sunt pe aici? Să poate ia lui Haiduc. Poate, o fi asta lui Dani? Dar nu cred. Că parcă Dani rămâne în capă. Nu mai știu exact, ia să vedem. Top. Ha? Hei, hello, stai așa, stai. Oh. Văd că Blue mi s-a distrat un pic. Că presupun că Blue l-a făcut pe ăsta. Arată interesant. A făcut un pom. Un brăduț micuț și drăguț, dar nu înțeleg de ce... Asta cred că s-a lăsat intenționat totuși, dar arată dubios rău chestia asta așa cu lemnul ăsta pe aici. Da. Stai, asta vrei să-mi spui tu mie că e un plut? Practic, este așa. Mă rog. Ia. Pac, pac. Știi ce, putem să construim noi ceva, probabil. Interesant, interesant. Ia, facem uite așa. Tu spargi că erai așa, presparcă. Ei! Uite un tower din ăla de pillager. Mă, spuneți voi, vreți să facem o fermă de pillager de emeralde? Nu știu cum să face, cred că scot tutorial ceva pe net, dar parcă aș face o fermă de genul. Mai ales că, pe uite, avem portal fix aici lângă, alea, fac frumos chestii, socoteli. Da. Interesant. Hai să mergem să vedem, hai la Dani mai întâi. Opa. L-am ajutat pe domnul Puf. Pe acolo, pe la... aici văd că s-a bătut cineva cu un guest ceva. Cred că Dani e aici, undeva pe stânga. Da, 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 aici pe stânga. Top. Uite și un ender chest, bun. În caz că avem nevoie, uite, Dani om, Dani băiat de casă, băiat de treabă. Și-a pus un ender chest. Dar am fost până acum la Dani, hello.
Arată bine, arată bine chestia asta. Oricum, văd că băiatul și-a făcut... Ah, uite asta, cadou. O peșteră. Văd că și el stă în peșteră, văd că e... da, omul peșterii ca mine ca, și ca Blue. Și aici și-a făcut băiatul o oglindă din aia. Interesant, interesant. Și aici încă una. Ah, și aici. Mamă, cum era să nu fie glez aici să mă duc? Bă, dar ce interesant arată fovul ăsta așa. Ok, tare. Fogul. Cred că fog îi zice la chestia aia. Gen, ceață, chestii. Voi, dar cât detaliu pe aici stă nebi. Bă, Dani! Și nebun, tată. A, și aici e un beacon. Interesant. Frumos. A, astea sunt fermele automate. Ce mai e pe aici? Aici cred că e altă intrare tot acolo. Băi, da, a băgat detalii, nu glumă, adică nu... Dani, Dănuțu, nu se joacă cu noi. Mă, sper că nu dau spoilere. Ce-i drept? Sper doar. Ok, arată bine, arată foarte, foarte interesant toată zona asta. Băi, ești nebun cum a integrat el... Nu mai contează. Cum a integrat el fermă de o mini fermă de astea, cum îi spune, de sugar. Aici. Inteligentul. Inteligent băiatul ăsta, să de nebi. Opa. Ah, și uite, poți și afară. Ia. Afară a făcut ceva, dar nu cred. Eu așa țin minte că... Ce că nu... Da, n-a făcut absolut nimic. Dar arată mișto muntele ăsta, sincer, arată chiar interesant. Hai că mă duc la... Cred că la Blushman? Da, hai să mergem la Blue. Dar nu cred că am mai făcut ceva pe la bază. Probabil. Stai că nu mai știu unde e portalul. Pe aici? Da. Bun. Hai că mergem la Blue. După mergem la Peter și de la Peter vedem noi unde ne avântăm. No, bun, frumos aici și la Blushman pe felie. Oricum, dacă intrăm în portal putem să venim la Blue direct toată baza. Dar nu cred, că bă, parcă Chuck și-a terminat baza. Adică, hai zic că mai mult la Tanar rău să-și facă. Și pe aici sunt ferme. Ce sunt? Da, Blue văd că nu am mai făcut nimic. Ia o parte. A, nu, asta e intrarea aia. De din afară. Dar cred că Blue n-a mai făcut nimic până la urmă. Hai să mergem în continuare, să vedem. Dar chiar că trebuie să mai mergem să mai scoatem din item frame-urile alea de la... Asta e deja o mini fermă de cactus. Hai să mergem și la Peter, dacă tot e în drumul nostru. Și am văzut că băieții au început să scoată din item frame-uri de la spawn pentru a face mai puțin lag. Marea deschid, nu umblăm în chest-uri la băiat. Îmi place mult mie și la dementul ăsta, tot portalul ăsta, așa, deci genial. Ia, am mai făcut ceva pe aici, băiatul? De când am venit în ultima oară în vizită, deci aia e mina, pe care o știm deja. Ăsta e... asta e pescăria aia. Băi, deci n-ai cum. Ziceți voi de asta, nu ziceți că e un golden fish din ăla sau cum ne ziceam. Mă rog, cred că golden fish era. Au. Ce capanda de... Bun. Peter, văd că n-a mai lucrat nici el pe la bază. Cred că, dacă nu mă înșel, următorul ar fi... Ciuncio. Este așa. Da, Ciuncio. Uite aici. Muncio! Hai să mergem la Muncio, să vedem ce a mai făcut ăla pe la bază. Domnul acela pe la bază lui, că... Dintre toți, Ciuncio văd că se aventurează ca lumea în proiectul ăla. Pe care a zis că l-a început la final. Mă, la final sau la început? Nu știu ce am zis, sincer. Cred că la început am vrut să zic. Dar nu știu ce am zis. Wow, jump boost. Da, de ce a făcut chestia asta aici? Eu cred că și-a adus villager, fii atent. Fii atent că el cred că și-a adus villager aici ca să contureze toată baza, dar sincer să vă spun, dacă el își termină ăsta, tot ce și-a propus el aici o să iasă o chestie genială. Adică știu orașul ăla din Borderlands pe care vrea să-l fac aici, îl știu și... Arată super, oricum, și ce a făcut el până acum arată bine, n-am ce comenta, arată chiar bine.
Bun. Junge, văd că... Stai așa, în ce direcție era colpir? Că știu că și colpir era pe aici, pe lângă el. Uite aici, uite-i tridentul. Am văzut tridentul! Splish. Ăla-i. Bun, ia să vedem. A trenat colpiruz. Ăsta. Tridentul. De fapt, l-a trenat Poseidon, cred. Ce interesant arată. Ce are pe aici? Opa, a evoluat colpir, nu mai... Opa, uite aici, uite aici, uite, 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 uite. Și-a făcut și el, văd aici, un chest room. O chestie, o măslină, o manevră. Drăguț, drăguț, în sfârșit, colpir, în sfârșit. Pe aici văd că sunt tot fel de tunele, chestii. Nu merge. Ok, ia, pe aici unde duce? Pe aici merge la un alt pod. Aici e portalul. Aici nu ne băgăm aici pentru că s-ar putea să dăm spoilere. Verificăm că sunt alții. Ei. Aici e ceva în partea asta? În afară de glitch-ul ăsta? Nu. Aici e oprit. Tot ce și-a făcut în partea asta la altă... Bine, am văzut o chestie, o parte din tot ce și-a făcut el pe aici. Am văzut o mică parte. Dar nu în întregime. Și mă rog, nu cu ochii mei cel puțin. Dar arată interesant. Aici, bă, aici știu că poți să intri, dar nu voi intra. Nu de alta, doar că să nu-i dăm spoilere, pentru că nu știu ce și-a făcut omul. Nii, mă, uite căluțul lui. Bă, aici le-i sequestrat, mă. Bă, nu ți milă de el, mă. Na, și ăsta e un tunel, practic. Stai, tu vrei să-mi... Hai că poate nu dăm spoilere, hai înăuntru. Tu vrei să-mi spui că eu dacă... eu vin pe aici frumos. Pac. Trec în partea asta la altă. Ok, gata, m-am prins. Păi, interesant ce vrea el să facă aici. Cu toată chestia asta. Și... Mă enervează mesajul ăla din dreapta sus, sincer. Dar în ce face? Ok. Obsidian pe aici frumos. Hai să mergem la portal, care e în partea asta, cred. Aici e portalul, mă. Colpire nu se... uite-l aici. Splish pe jos. Cred că pe aici era. Da. Frumos. Hai să mergem și la Pufu. Să vedem ce am mai făcut Puf pe la bază. Pentru că n-am mai fost pe acolo de când am spart toate blocurile alea. Toate blocurile. Ia să vedem. În față parcă e ăla de mushroom. Stai așa. Stai că l-avem pe ratonel înainte și după mergem la Pufu. Deci pe cine mi-avem de vizitat? Pe Puf, pe Dragon și pe Alex, cred? Ia, ratonelul și am mai făcut ceva pe aici. Văd că și-am extins baza. Parcă. Arată interesant chestiile astea așa. Poate mergea un pic mai rotund, de nu chiar așa de... Adică au o tentă de rotund, dar nu sunt rotunde. Sau, mă rog, sunt rotunde, dar în stilul ăla mai pixelat. Deci că mai mult sunt un fel de rubine, forma. Poate asta și vreau să fac, cine știe. Ok, hai să mergem la Puf. Să vedem dacă și-am mai făcut ceva prin bazuca aia lui, micuță. La care am muncit tot să-i duci, probabil. Deci, bă, Pufule, tu ne vei oferi din baza ta 1% pentru fiecare haiduc, pentru că, na. Ne-ai luat atâtea, ne-ai cerut ajutorul, ne-ai făcut, uite, XP. Ok, deci Puful, în afară că se flexează, care te bică, în rest, văd că nu mai construi nimic. Ceea ce e ok. Ia. Aici era chestia, era coboră, nu? Da. Și aici, băi, uitați-vă și voi cât de bine arată torțele astea. Văd că mai se face ceva pe aici, sau? De fapt, nu știu exact dacă mai se poate, dar văd că... mai spart, cred. Cred că mai spart, că parcă eram opriți aici, la ferma de witch. Că asta e ferma de witch aici, chestia asta. Ok, deci Puful văd că încă s-a pus și mai lucrează pe aici, ceea ce e bine. Hai să mai iau un stack de rachetuțe.
Facem, uite, așa. Frumos. Și hai să mergem acum. Vom merge la... Cred că mergem la Alex. Sau la Dragon. Nu știu care e mai aproape. Vedem. Pam, 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 pam. Bam, 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 bam. Mergem acum la Alex. Păi, m-aș fi dus la Dragon mai întâi, doar că... Păi, nu știu unde e portalul lui Dragon. Deci, chiar nu am idee unde are domnul portalul ăla. Chiar... De fapt, știam într-un timp pe care tunel era, doar că nu e pe ăla care credeam eu. E ciudat totuși. Știa că te duci pe ăla de Gravel și undeva faci dreapta, dar văd că nu... Singurul de ăsta e aici unde faci stânga și te duci la Alex. Aici văd că are băiatul o mică mină. Țup. Ia să vedem dacă și-a mai făcut domnul ceva pe aici. Micuț și drăguț. Văd că nu a mai lucrat la exterior cel puțin. Bă, chestia asta mi se pare genială. Uite, hai să închidem. Uite, închidem frumos de aici. Uitați-vă și voi. Pac, pac, pac. Deci, ziceți voi de nu arată genial ușa. De nu-i genială ușa asta. Pă bune acum. Uite. Nu. Deci pe bune acum, ziceți voi, de nu e genial toată chestia asta. Aici pe centru nu știu că... Ups. Nu știu acum dacă pe aici pe centru ar trebui să mergi sau să fie doar așa. Dar văd că și-a făcut și el aici o mică... Din asta, cum îi spune, o mică cameră de smelting. Bine, acum nu știu că e un ultimate smelting sau e doar un smelter normal. Asta e ce sunt aici? Cred că pe aici vor veni tuneluri, probabil. Cine știe. Ia să venim pe aici, pe jos. Ah, atât e tot ce-a făcut el. Ok. Ok. Mai și oricum, înainte de a încheie episodul, vreau să vă întreb și pe voi ce vreți să începem să construim la zona de Crăciun, pentru că trebuie să ne lăsăm și noi amprenta acolo. Și nu am încă o idee clară ce să construim și noi acolo. Ați merge rapid până acolo, să vedem. Nu știu, mă gândeam la ceva, poate căsuțele de turtă dulce sau felinarele alea care vor fi sub formă de acadele, probabil. Adică cam ceva de genul cum a făcut și... Oh. Hai că mă duceam acum dacă era. Ar fi fost mișto dacă făceam o gaură în muntele ăsta, când l-am construit, și să poți să treci cu elitra prin el și să mai treci pe un portal. Era o chestie dacă făceam asta, că e destul de nervă în sunetul ăla. Hai că ne-a lipit. Oricum, Bradu presupun că o să-l împălubească Blue, așa că nu putem să ne băgăm peste treaba lui. Ia să vedem. Ei, gata. Vinem cu aceea. Gata, sunt steluța din vârful bradului. Uite ce frumos lucesc de la soare. Ok. Bun. Păi, dragilor, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, eu am fost Dark. Nu uitați să lăsați în descriere, doamne, în comentarii, propuneri despre ce vreți să construim aici în zona de Crăciun, pentru că trebuie să ne punem să construim, măcar acum cât am timp. Până data viitoare, veți grijă de voi. La revedere!